Echipele de fotbal din Liga a 4-a intră într-o nouă etapă a competiției, sfârșitul acesta de săptămână marcând începutul play-off-ului. De aici începe cu adevărat lupta pentru titlu. Partidele din prima etapă promit să aducă pasiunea și determinarea pe teren cu cele 6 formații calificate pregătite să lupte pentru titlul mult dorit. Iată programul primei etape din play-off. Zece etape se vor juca în play-off-ul Ligii a 4-a. Înainte de startul acestei faze, clasamentul Ligii a 4-a este condus de CS Drobeta cu 12 puncte, locul 2 este deținut de ACS Viitorul Severin cu 10 puncte, podiumul fiind completat de CS Recolta Dânceu cu 5 puncte. Pe locul 4 cu 4 puncte se poziționează CS Pandurii Cerneți, în vreme ce Victoria Vânjumare și ASS Strehaia, ambele cu câte un punct, ocupă ultimele două poziții.